El era nebun din naștere, că eu am vorbit cu ea și ea a zis că, mai zic, de când e așa agresiv cu tine? Din totdeauna. Deci s-a născut cu nebunii în cap. A mai bătut-o? Dar mai... cum? Aproape zi de zi. Păi o lăsat-o acum o lună sau când și s-a dus la niște țigani în chirie să stea. Păi ăsta e om, are 5 copii și lași pe tot și pleci, nu? Și zic, zic nebunul, ce mai face? Zic eu către ea. Zice, păi tot așa, mi-a promis că mă omoară. Uite că m-a devenit. Bărbatul mă putea după ea și el s-a spânzurat. Dumneavoastră îi cunoașteți? Da, îi cunosc. Ce? Cum erau? Cum era domnul? Era violent? Violent el și umblea cu alte femei din cauza aia. Și știți că s-au certat în ultima da, vreme? Da, au fost și despărțiți, el a fost și însurat cu alta. A stat cu ei în chirie în partea aia. Și ei au copii? Au 4-5 copii, au și bebe mic. Ce părere aveți că s-a întâmplat treaba asta? Din cauza lui, el e vinovat. De nu e neînțelegere, asta se întâmplă. După câte se spune că el ar fi fost căsătorit, adică trăia cu altcineva și ea era singură. Am cunoscut-o bine, că încă am mai ajutat-o cu câte ceva la copii. Ba chiar am dat-o bicicletă, aveam ornament în grădină. I-am dat-o ei, zic, ia-o la copil. Thank you.